vezi ce înseamnă drogat, nu știe ce e cu ea, ce face ea în traseu 1. Și pe urmă era pe afară cu o colegă și a venit acasă și îmi zice, mama, a venit doi băieți și ne-a zis că vrea să ne dea droguri. Și voi ce ați făcut? Am fugit. De ce nu mai sună că veneam eu? Veneam eu și dacă nu le trăgeam drogul la aia până să săturau. Trebuia să mă sune atunci. Da, dacă eu o speriasem, a fugit. Zice, am fugit cu Ioana de ei. Foarte bine ați făcut, dar era bine dacă mă și sunai și să-mi arăți care sunt. Că îi dădeam eu pe mâna poliției. Și asta era, nu, era în școala generală, clasa a 7-a, 8-a. Așa, și am ajuns la aviatorilor. Nu suntem la aviatorilor. Acolo, cu Victorii. Aaa, păi zi, păi mai e până la aviatori. Acum, na, mai e. Acum suntem pe, stai că m-am uitat ăsta ce e, Magheru? E continuarea la Magheru? Catargeu ăsta. Catargeu se numește acum, că nu mai știu. Stai că n-am trecut prin față la guvern. Ca să știi cum este la primărie. La primărie, Consiliul Local este cel care dă legile, hotărârile de Consiliul Local, iar primarul și viceprimarul trebuie să le pună în aplicație, așa cum este Parlamentul, și iar guvernul trebuie să execute. Asta este. Și Consiliul Județean la fel. Deci, că ai văzut că prima seară a întrebat dânsul cine conduce, Consiliul Local, nu primarul. Că vine în ședință de Consiliul Local, vine primarul, orice consilier, viceprimarul, propune. Că ei stau de vorbă cu cetățenii, că ei lucrează acolo în primărie. Și vine cu propuneri și se dezbat în Consiliul Local și se hotărăște că de-aia trebuie să fie număr impar. Dacă e vorba de o hotărâre, mai e jumătate plus unu. Dacă e vorba de bani, de investiții, trebuie două treimi din Consiliul să voteze. Ai înțeles? Ca să știi mai pe înțeles. Deci nu primarul. Primarul face învârtiri. Că să tot discuta de licitație. Și zic, vreau să particip și eu la o licitație. A participat numai anumiți consilieri, ăia care le plăcea băutura. Și le-a spus, vreau să particip și eu la o licitație, să văd cum se face caietul de sarcini, cum de nu știu ce, nu știu ce. A trebuit să facă o licitație ca la carte cu mine. Zic, sau când a fost vorba să scumpească apa în Boldești. Zic, de ce? De ce să scumpim apa? Că nu știu ce. Zic, șeful Joița, care este nepotul la vremea respectivă, era procuror pe țară, sau cum se numește, procurorul pe țară, mă rog. Era unchisul Joița, iar el avea mașină 4x4 deja. Zic, îi mai trebuie vreo mașină, încă o mașină lui Joița 4x4? Zic, eu nu sunt de acord să scumpim apa în Boldești. Atât a trebuit. Că s-a ținut ședința aia, că au mai zis și alții, da, de ce să scumpim apa în Boldești? Care sunt motivele? Eu nu cred în motivele astea. De ce? Eu nu vreau să scumpim apa. Și nu s-a scumpit. Că am stat în ședința aia 3 ore. Că așa ținea vreo oră jumate, două, că se face cu o zi înainte ședință. Că unde citești, se face suntem puși exact cum sunt puși și la Parlament. Pe comisii. Eu făceam parte din Comisia de Urbanism. Alții făceau din parte din Comisia de Buget Finanțe. Și mai era o a treia comisie cu învățământ cu astea sociale. Și ne întâlneam fiecare comisie, citeam hotărârile care vor fi propuse a doua zi în ședința de Consiliul Local. Le citeam și făceam un proces verbal unde scriam. Suntem de acord, nu suntem de acord cu astea, înțelegi? Și pe urmă a doua zi se mergea în ședință de Consiliul Local și se vota. Hai că ți-am făcut capul calendar și tu trebuie să fii atent la conducere, nu e așa? Da, pentru că e până... E, da, până ieșim.
acolo. Am zis că cât mai stăm pe aici, mai... Ca să știi dacă vrei să candidezi. Vrei să candidezi? Că bănuiesc că nu vii degeaba la cursurile astea. Da, da, da. Unde vrei să candidezi? Apoi. La ce? Nu știu, ori la locală, ori la instituție. Ca consilier, că vezi că s-a dat primarul și cel care vrea la Consiliul Județean președinte, deja să știe. Da? Da. Așa? Că și eu vreau consilier județean. Vreau. Dar nu vreau primar. Deja i-am zis unuia care îmi place de el, că el e cel mai bun, dar nu eu hotărăsc. Să hotărăște tot. Nu știu, vom vedea cum vom hotărâ. Dar nu vreau... Dar unii mi-au zis, ăsta care este jurist și mă am bine la primărie, zice, de ce nu te duci tu ca primar la Boldești? Pentru că primarul din Boldești e bărbatul verișoară mea, care e acum PSD-ist, e de 4 mandate, a lucrat la DNA, deci știe, a fost polițist, dar polițist că nu orice, școlit și la FBI, pentru că am fost la ei în casă și mi-au spus, înțelegi? Uh-huh. Și de-aia mi-a arătat poze de când a fost, l-a făcut școală la FBI în America. E prea puternic în fir și sare bine cu Cosma. Zic, nu știu dacă reușesc eu să-l bat pe Bucuroiu, în Boldești. Ca să candidez. Și nu-mi convine să candidez și să nu ies. Zic, bă, cunoaște lumea, da. Că am lucrat la școala generală, la schelă. Numele meu este pe... Ai fost vreodată în Boldești? Da. Ai văzut monumentul din centru. Uh-huh. E făcut în timpul mandatului, când am fost eu consilier, între 2000-2004. Și pentru că noi am hotărât cu banii și nu știu ce, ne-a trecut și pe noi. Dar nu sus acolo, ăia contează, cei care au murit în războaie, războiul întâi, al doilea. Dar a trecut pe o placă mai jos, cine a fost atunci primar, viceprimar și pe urmă sunt trecuți toți consilierii. Și că eram decât două femei, pe mine m-a pus prima după viceprimar. Că eram două femei, restul numai bărbați. Și dai numele acolo de doamnă, că eu acum sunt divorțat. Nu e numele actual al meu, Dobre, e Ștefănescu Gabriela. Și îmi pare rău că nu e Dobre. Of, Doamne, da? Asta a fost. Dar le-am spus, nu numele meu contează. Că noi am hotărât, nu știu, contează aia care a murit în războaie. Aia sunt importanți. Mamă, dar ce aglomerație. Da, păi și aseară n-a fost la... Dar parcă n-a fost chiar ca acum. Am ajuns mai repede la aviatorilor. Astăzi e joi. Mâine că e vineri și mai pleacă unii dacă e timpul frumos pe Valea Prahovei. Înseamnă că mâine seară. Ia să vedem ce mi-a dat o prietenă dedicație. Hai să spui. N-am internetul? N-am internetul deschis, da.